de ecologizare aici în oraș, au mai fost, au fost organizate și de către primărie și de către alte asociații. Cu siguranță sunt binevenite, că tot timpul este de făcut. So they are welcome and they also participated within two such events in the city. So I told you about Let's Do It. I think Anto is the coordinator here in Vâlcea County, and also one done by the City Hall. Zic bine, nu? Da, not the premiation. Da, da. Și de asemenea, dacă de asta faceți deja, puteți da. Contacta când sunt evenimente de acest fel în oraș. Sau... Da. Să intri pe pagina noastră de Facebook, avem acolo. On the Facebook page. Also, we planned to do like some workshop also, maybe not in school, but if it's possible in the home of the touristic center, in the, right? Yeah. Despre ceea ce am discutat cu dumneavoastră, dacă putem, trebuie să ne găzduiți workshop-urile și să fie din right to be periodically, I think, and with a lot of difference in age. În principiu, ar trebui să stabilim un calendar de evenimente pe care să-l promovăm și să-l facem cunoscut și nu numai localilor, și școlilor și altor instituții care doresc să participe, ar fi bineveniți în acest cadru. So, mainly this was the, acesta a fost și scopul întâlnirii noastre, să stabilim ceva concret. She's talking about setting a schedule to be also known by the community. So, setting a schedule for these workshops. Săptămâna viitoare vor avea un curs de educație ecologică. După acesta, în februarie, vom da, în februarie, dăm drumul la workshop. Da. So, after your training course, this schedule will be done and... Da, pe lângă curs, mai sunt două cuvinte ale fiecărui curs. Ar fi bine chiar în comunitățile unde se formează și unde sunt aceste situații de care vorbea colegul meu de la Salvamont, chiar acolo am putea să organizăm aceste întâlniri de conștientizare, ca să zic așa, una la mână și doi la mână, pe pagina de Facebook, pe rețele de socializare, iarăși au apărut, am văzut din alte părți, gen bun simț turistic, da, și putem să facem și noi ceva asemănător. So she's talking about making some awareness campaigns at the spot. In those communities where we have problems, we talked about this also. To have you there making awareness campaign and to sensibilize them there at the spot, because I think that's the best thing you can do. Also, she gave an example of another campaign here. I will tell you about it when we meet. It's a sort of the same thing: education for these purposes, ecological purposes. Am apucat să vă spun, să vă adresez un cuvânt de început, dar vreau să vă mulțumesc pentru acțiunile pe care le faceți. Știm cu toții că o destinație turistică curată, în care se păstrează resursele, exact așa cum sunt ele, atrage numeroși turiști. Mm-hmm. So she wants to thank you for all you're doing, because we all know that a clean environment attracts a lot of tourists, so it's also in the interest of their institutions. So thank you for everything you're doing here. Sperăm să colaborăm la fel, foarte bine. And she hopes to have a nice collaboration. So, if there is anything else you would like to ask them for the touristic center or for the touristic center, I think. Maybe the brochures. The brochures from the touristic center. Da. Da, putem să le rămân. Ei oricum au venit la noi și pe această cale vă mulțumesc vouă, coordonatorilor, pentru Cătălin. Ei au trecut pe la noi, le-am dat o serie de broșuri și de materiale de promovare, dar putem să-i ajutăm și să-și contureze broșurile și materiale de promovare pe care le au pe proiect. Dacă au nevoie și ne solicită ajutorul, putem să-i sprijinim în acest sens. So, yes, if you want, we can establish